Prea iubiților, iată-ne cu ajutorul lui Dumnezeu în cea de-a 328-a zi a anului 2023 în proiectul Împreună. Memorând Scripturile, privind în Scriptură, aș vrea să vă salut cu multă prețuire, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și harul lui Dumnezeu să ne însoțească în lucrarea aceasta binecuvântată. Pasajele care, cu ajutorul lui Dumnezeu, le avem în fața noastră pentru ziua aceasta, din cele patru pasaje m-am oprit într-un mod deosebit asupra cuvântului din 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 11, cuvântul Domnului glăsuiește astfel: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Aș vrea, dragilor, privind la acest mare adevăr, că suntem străini și călători, aș vrea să privim în Cuvântul Sfânt la câteva meditații la care aș vrea să medităm, să vedem viața noastră până aici, dacă a fost cu adevărat condusă de aceste lucruri, privind acest mare adevăr că suntem străini și călători. Versetul 2 din 1 Petru, capitolul 2, spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Gândindu-ne la acest mare adevăr că suntem străini și călători, aș vrea să vă provoc, prea iubiților, să avem cu adevărat fapte bune, ca în ziua cercetării Dumnezeu să ajute pe acei oameni, fie din familiile noastre, din bisericile în care Dumnezeu ne-a chemat să slujim, în ziua cercetării să-L slăvească pe Dumnezeu. Apoi un alt lucru foarte important îl extrag din acest cuvânt, versetul 17, tot gândindu-ne la acest mare adevăr că suntem străini și călători, chemarea apostolului Petru este: cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Domnul, dați cinste împăratului. Să ne ajute Domnul în viața aceasta de străini și călători, cu adevărat să cinstim pe toți oamenii. Și aceasta este o mare onoare a unui om al lui Dumnezeu. Apoi chemarea apostolului, văzând vremurile de atunci și gândindu-ne adânc la ceea ce se întâmplă astăzi, aș vrea Domnul să ne ajute cu adevărat să îi iubim pe frați. Și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un alt lucru important extragem din versetul 4 din 1 Petru, capitolul 3. Versetul 4 este o provocare aici și spune: ci să fie omul ascuns al inimii într-o curăție nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, prea iubiților, cu adevărat să cerem de la Domnul acel duh blând și liniștit. De ce? Pentru că Dumnezeu prețuiește astfel de oameni. Blândețea voastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, să fie cunoscută de toți oamenii. Gândindu-ne la aceste aspecte și viața noastră poate n-a fost însoțită în totul de aceste lucruri, aș vrea să cerem de la Domnul puterea cu adevărat de a face, de a înfăptui aceste lucruri. Și unul din pasajele noastre de lecturat din ziua aceasta, Cartea Proverbelor, capitolul 28, versetul 13, glăsuiește astfel: cine își ascunde fără de legea, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Toți cred din toată inima că dorim să căpătăm îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute cu adevărat, din ceea ce am prezentat, gândurile din Petru, să ne ajute Domnul, dacă nu le-am înfăptuit, să cerem de la Domnul iertare, și Domnul să ne ajute cu adevărat să privim la pilda Domnului Iisus Hristos, pe care o citim în pasajul nostru din ziua de astăzi, din Petru, capitolul 2, și anume versetul 21. Și la aceasta ați fost chemați,
fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui suntem vindecați. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.